stai mai grăbește de când târzi. Da, fix ca fata mare la mărita, dar puteai să te grăbești tu, să pleci cu 10 minute mai devreme, nu să mă forțezi acum pe mine să iau tot semafoarele galben. Hai mă, mergi că nu ai nimic, dă-i să meargă mai ceva ca economia României. Dacă vrei ca economia României, poți să-mi dau înapoi, că așa mergi. În fin. Băi, nu pot să mă grăbesc în halul ăsta, că mă oprește poliția. Lasă gluma. Ei, ce glumă să lăs, dar nu pot să merg așa. Are echipaj de poliție? Stai mă, că nu-i nimica. Ai de capul meu. Mam. Hai mă, că nu se întâmplă nimic. Cum nu se întâmplă nimic? N-ai văzut cu ce viteză am mers? N-ai mers deloc, viteza mea. Ai de capul meu, dacă rămân fără permis acum. Bună ziua, agent Mureșan de la Poliția Rutieră. Actele dumneavoastră, vă rog. Uitați. Rămâneți în mașină până mă întorc. Sigur. Ești mulțumită? Uite, mă las fără permis acum. Cum adică din cauza mea? Cum? Nu tu ai instat să dai tare? Ah, păi și tu de ce m-ai ascultat? Gata, acum e vina mea. Dar tu te grăbeai! Și eu acum rămân fără permis! Stai mă liniștit, că nu e nicio problemă, nu ți-a nimeni niciun permis. Rezolv eu. Vai, deci tu mai trebuie, nu bagi în rahat. Nu rămâi mai fără niciun permis, ascultă că am văzut eu pe TikTok, am eu o soluție, te rezolv eu, nu rămâi fără niciun permis. Domnule, dumneavoastră știți cu ce viteză ați circulat? Da, dar ne grăbeam foarte tare, domn polițist, vă rog eu frumos, mă iertați. Da, nu mă interesează, amenda este de 3000 de lei și o să vă suspend permisul pentru 3 luni de zile. Da, scriți acolo. Alo? Ce faci, dragă? Da, păi uite ce se facă, sunt în trafic și tocmai m-a oprit unul dintre băieții tăi. Da. Mureșanu îi zice. A, nu, că el e simpatic așa, dar oprește lumea în trafic. Da, cu cine vorbește doamna? Mhm. Da. Cu cine vorbiți doamna? Nu ai tu treabă, tu scrie acolo amenda, hai. Da, deci înțelegi de ce te-am sunat, da? Da, dar nu mă lasă să vorbești cu tine și mă enervează. Aha. Mureșan, da. Mai dă le fenele așa. Auzi, da, mă sugestie să nu te super. Data viitoare, ia-le frate ceva, ia-le, cumpără și tu o uniformă mai mare, că abia ce-i în capi. A, da, și tai din gogoș. Se vede că nu le dai de muncă, normal. Parcă nu muncești. Da, uite, au părăi 3 nasturi. Doamnă, vă rog eu, dar cu cine vorbiți acolo? Dar ce treabă ai tu, cu cine vorbesc? Tu ia acolo și scrie amenda. Hai. Haideți, doamnă, vă rog eu frumos, spuneți-mi și mie cu cine vorbiți. Doamne, dar ce te interesează cu cine vorbesc eu în timpul meu privat? Chiar ești nesimțit. Așa, ca să știu ce să fac și eu, spuneți-mi cu cine vorbiți. Ca să știi, dar ce, nu știi ce să faci ca polițist, tu mă întrebi pe mine ce să... Auzi, drag, nu știi ce să fac ca polițist. Eu nu știu, pe ce bază l-ai angajat pe ăsta? Doamnă, vă rog eu frumos, opriți telefonul și o să-l iert eu acum pe soțul dumneavoastră, dar măcar spuneți-mi cu cine vorbiți. Păi și cu amenda cum facem? O anulez. Dragă, stai liniștit că s-a rezolvat acum, da. Nu, deci te rog eu chiar... Deci unii rămăsesem? Ați anulat-o? Și cum spuneam, amenda este de 5.000 de lei și ai carnetul suspendat pe 6 luni de zile. Ești mulțumită? Din cauza ta a rămas fără permis. Băi, știi bine că pe TikTok merge asta. Pe TikTok merge, normal că merge pe TikTok, dar pe TikTok nu te sună mâta la 3 minute să mă dă ce mai faci. Păi nu din cauza mea, din cauza ei. Din cauza ei, că ei m-au pus... Alo, mamă? A, mulțumesc frumos că m-ai sunat. Datorită ții, Serghei, și-a luat amendă de 50 de milioane. Și am rămas fără permis. Din cauza dumneavoastră, că ați făcut-o pe asta grăbită. Hai să mergem.